Vă salut, dragilor! În minutele care urmează, vă invit să aflați care sunt beneficiile, modul de utilizare și contraindicațiile scumpiei. Scumpia sau Continus cojigria este un arbust spontan și cultivat, rezistent la ger, întâlnit frecvent la margini de păduri sau formând tufărișuri pe coaste, în zone din Banat, Muntenia, Dobrogea, Oltenia sau Moldova. Este o specie arborescentă decorativă, impresionantă în special prin coloritul frunzărișului, care variază de la galben la stacojiu și prin inflorescențele deosebit de atractive. Scumpia este cultivată ca plantă decorativă în parcuri, grădini sau în ghivece. Este un arbust de talie mijlocie, are o scoarță finosolzoasă, frunzele sunt ovale și lungi, rotunjite la vârfuri. După înflorire, care are loc în intervalul mai-iulie, planta se acoperă cu un fel de firișoare subțiri și pufoase, care se încâlcesc între ele, ceea ce dă un aspect de fum roz în jurul plantei, de aici și denumirea populară de arbore de fum. Deși beneficiile scumpiei sunt mai puțin cunoscute la noi în țară, frunzele și scoarța au utilizări terapeutice în medicina tradițională. Frunzele se recoltează în timpul înfloririi, pe vreme frumoasă, însorită, după ora 10. Scoarța se recoltează la sfârșitul vegetației sau primăvara prin martie-aprilie, înainte ca planta să înfrunzească. Se utilizează scoarța de pe ramurile mai tinere. Frunzele și scoarța au proprietăți febrifuge, antiseptice, astringente, cicatrizante și hemostatice. Scumpia îi ajută pe cei împrăștiați, agitați sau cei care se lasă absorbiți de probleme să devină mai cumpătați, să gândească mai calculat, într-o atitudine de concentrare și adunare lăuntrică. Incontinența urinară nu este o boală în sine, ci un simptom care poate preceda o disfuncție a vezicii urinare. Termenul se referă la scurgerile de urină care apar între urinări. La nivel mondial există peste 200 de milioane de cazuri de incontinență urinară, iar femeile au un risc mult mai mare decât bărbații. Incontinența se împarte în funcție de cauză și într-o măsură mai mică de diferențele de simptome care apar. Astfel, incontinența urinară poate fi incontinență de stres, incontinență imperioasă, incontinență mixtă sau incontinență din prea plin. În medicina populară tradițională, scumpia este cunoscută pentru beneficiile aduse în cazurile de incontinență urinară. În plus, planta ajută în probleme digestive precum gastrită, ulceri și diaree. De asemenea, îndepărtează stările de vomă și crește pofta de mâncare. Totodată, scumpia mai este cunoscută și pentru acțiunea sa benefică în afecțiunile hepatice și în combaterea stărilor febrile. Extern acționează hemostatic prin precipitarea proteinelor, elimină sau limitează procesul inflamator, limitează procesul de dezvoltare a hemoroizilor și favorizează epitelarizarea și cicatrizarea rănilor. Cu cantitatea mare de tanin, frunzele contribuie la multe procese de vindecare. Se pot aplica cataplasme pentru a vindeca eczemele, venele varicoase, rănile, urticaria sau pruritul. Planta mai este utilizată și pentru a face spălături în cazul candidozei vaginale, pentru a trata ciuperca unghiilor și pentru transpirația excesivă a picioarelor. Scumpia este de ajutor în cazul problemelor acute și cronice de la nivelul cavității bucale. Împreună cu o igienă corespunzătoare, scumpia asigură gingii sănătoase, îndepărtează respirația urât-mirositoare, ucide bacteriile care produc placa, ameliorează parodontita și gingivita și ajută la vindecarea abceselor. Pentru înlăturarea stărilor febrile, tratarea afecțiunilor gastrice, intestinale, hepatice, stărilor diareice, hemoroidale, tratarea incontinenței urinare, înlăturarea stărilor de vomă și stimularea poftei de mâncare, puteți prepara un decoct din o linguriță sau două de frunze la o cană cu apă. Se fierbe timp de 5 minute, se strecoară și se pot consuma două căni pe zi, înaintea meselor principale.
Pentru uzul extern, puteți adăuga 2-3 lingurițe de plantă la o cană cu apă. Scumpia este folosită încă din Evul Mediu pentru vopsirea țesuturilor naturale în nuanțe de galben și portocaliu. Planta nu este recomandată femeilor însărcinate sau celor care alăptează. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să sprijiniți acest canal, nu uitați să dați like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați. De asemenea, puteți deveni membru al acestui canal apăsând pe butonul Alătură-te. Pentru a primi notificări de fiecare dată când postez, puteți apăsa pe clopoțelul din dreapta. Informațiile prezentate pe acest canal au caracter informativ. Pentru orice problemă de sănătate, adresați-vă medicului dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate și toate cele bune!